Se știe deja că județul Argeș a dat foarte mulți fotbaliști de valoare cluburilor mari din țară, dar și din afara ei, așa că este deprisos să spunem că aici sunt sportivi talentați care au toate șansele să-și clădească o carieră frumoasă în lumea fotbalului. Nici orașul Mioveni nu face excepție de la regulă. În lotul galben-verzilor există talente vânate de multă vreme de echipele din Liga 1. Unul dintre fotbaliștii doriți de cluburile cu renume din țară este mijlocașul Gabriel Enache. Acesta a fost văzut de mai mulți oameni ai fotbalului și s-au făcut multe oferte pentru el, dar oficialii din Mioveni nu au vrut nici în ruptul capului să renunțe la el. Tocmai din acest motiv, aceștia nu s-au uitat la bani când a venit vorba de recuperarea fotbalistului. Da, într-adevăr, tratamentul a costat 2000 de euro, dar eu zic că a meritat acești bani pentru că e un fotbalist tânăr, de perspectivă. Chiar am avut și oferte de la anumite echipe privind achiziționarea lui. Nu le-am dat curs, sper ca el în Liga 1 să ajute echipa din Mioveni. Echipe de Liga 1, nu vă pot spune numele. Atât Consiliul Director cât și Banca Tehnică țin foarte mult la mijlocașul Enache și au mare încredere că talentul său va ajuta echipa CS Mioveni.